astăzi mă gândeam să vă vorbesc despre time management, adică despre modul în care eu îmi împart timpul și mă gândeam că astăzi să vă spun care sunt trucurile sau care sunt lucrurile care le-am învățat eu despre împărțirea timpului meu. Bună ziua, fraților, și bine v-am regăsit astăzi la un alt episod. Astăzi mă gândeam să vă vorbesc despre time management, adică despre modul în care eu îmi împart timpul ca să fiu mai eficient, ca să pot să-mi fac mai multe lucruri, că atunci când discut cu unii cu alții îmi dau seama că numai eu împart timpul eficient. Și de ce e chestia asta? Sunt discuții care le am cu prieteni de-ai mei sau cu cunoscuți care mă întreabă: bun, Aurel, ce ai făcut astăzi? Și când le enumăr că am făcut 10 proiecte sau am lucrat câte un pic la unul dintre proiectele mele de suflet, îmi zic: Aurel, dar de unde ai timpul? Să ai timp și de proiecte, să ai timp și de locul de muncă, să ai timp și de persoanele dragi din viața ta, de unde îți faci timpul? Și mă gândeam că astăzi să vă spun care sunt trucurile sau care sunt lucrurile care le-am învățat eu despre împărțirea timpului meu. Și astfel o să pornim cu numărul 6, ar fi legea Parkinson. Și nu știu câți dintre voi ați auzit de această lege, nu vă speriați, nu este o boală, este o lege pe care o găsiți chiar oriunde pe Google, care spune că timpul pe care îl avem pentru un task se întinde pe timpul care noi l-am dat acelui task. Deci dacă eu ziceam că astăzi vreau să filmez acest film pe YouTube, acest videoclip pentru YouTube, și îmi dădeam toată ziua, e clar că stăteam toată ziua aici și încercam să filmez acest video. Însă eu mi-am dat 4 pomodoro pentru a face acest lucru. 4 pomodoro însemnând că eu mi-am dat 2 ore să fac acest video și la momentul în care vorbim acum suntem la o oră jumate. Deci vă dați seama cam cât timp mi-am alocat eu și încerc să mă încadrez în acel timp. Întotdeauna legea lui Parkinson este foarte utilă și de asta eu îmi pun exact timpii în care eu vreau să îmi ating țelul sau să fac acel task, pentru că atunci când eu îmi împart timpul și zic că am doar o oră, e clar că trebuie să termin acea oră, nu pot să fac o oră jumate. Nu vă dați toată ziua să faceți un task. Dacă e task important, dați-vă un timp, dați-vă o oră, dați-vă o oră jumate, dar acel task trebuie făcut. Și nu uitați, legea lui Parkinson. Și astea fiind spuse, eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi cu mine. Dacă vă interesează mai multe lucruri despre time management, să știți că sunt aici, vă aștept cu comentarii în partea de jos. Dacă încă n-ați dat un subscribe, puteți să dați tot în partea de jos, dați un like la video ca să fie urmărit de cât mai multă lume. Și dacă sunteți interesați de această super agendă de productivitate, vă aștept în partea de comentarii și ne vedem mâine la un alt episod. Vă mulțumesc! Pa, pa!